Salutări din Toronto. Eu sunt Ștefan Voghina și studiez la University York. Salut, eu sunt Ryan Chukwuepap și eu mă studiez la York University. Și eu sunt profa. Noi vom citi din cartea cu Apolodor de Gelu Naum. Și cum merge Apolodor și se gândea cuprins de groază. Aici îmi e dat să mor. Pe duc în calea lui de oază, cu umbra multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor, și a băut Apolodor și a cântat de bucurie. De sus ascunsă lângă cer, pe creanga unui palmier, l-a ascultat în ție cu frică, iar el cânta fermecător cu glasul lui dulce de tenor. Și ea simți un început de sentiment necunoscut, ceva între alian și dor, o tulburare, un fior, acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios, ea cobori pe creangă jos și, înclinindu-se ușor, îi dăruie trei portocale, o pungă plină cu migdale și spuse cu spială. Iale, sunt toate ale tale. Apoi aceeași maimuțică, de dată asta fără frică, dar cu sfială și mai multă, îi întreba cum se numește, că orice persoană cultă vorbea firește românește. Și el a spus Apolodor. Și atunci aceeași maimuțică, șopii roșindu-se de ușor, dar fără urmă de sfiale. Și sunt încă foarte mică, abia la toamnă merg la școală, nu am decât un singur dor, să fiu soție de tenor. Deci dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta. Și a răspuns Apolodor. N-avem de gând să mă însor, dar fiindcă dragostea există și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o mămițuică tristă, sunt gata pentru cununie.